Alexandru? V-am spus, aș vrea să văd și eu ecografie. Pentru mine, pentru chiar dacă nu ar fi vrut nimeni să facem publică treaba asta, m-ar interesa Bun, pe mine personal. Bun, și dacă ecografia ți arată exact când s-a întâmplat și este copilul tău, ce... Îmi asum. Îți asum. Da, sigur. Bine, dar este decizia ei, totuși. Bineînțeles. Este mai important ce simte ea și ce vrea să facă decât tu în situația dată. Da, v-am spus, aș vrea să, pentru convingerea mea personală, pentru sufletul meu, să știu. Poate te bulversează lucrul ăsta, totuși. Pentru că este copilul tău, așa cum susține Mădălina. Bine, Alexandru. Ieri am vorbit cu Mădălina și am întrebat-o despre copil. Și a spus că copilul, că acolo i s-a spus că are peste 2 luni sau ceva de genul și că noi n-am fost împreună atunci. Ceva nu e în regulă. Sunt dovezile pe cameră când am întrebat-o. Vrei să mă păcăliți? Vrei să pari? Nu vreau, nu, cer scuze. Deci ți-am și explicat, dar tu ești bătut în cap. Nici eu nu am înțeles chestia asta. Mi-a explicat odată, păi să înțeleagă toată lumea. Când am fost la doctor, mi-a făcut ecografia și mi-a spus că am 2 luni. Am zis că n-aud bine și am întrebat cum să am 2 luni. Și mi-a zis, da, ai 2 luni. Și am zis, păi nu trebuia să am 1 lună și aproximativ 2 săptămâni sau ceva de genul după calculele mele? Păi nu, că eu nu-ți calculez de la primul act. Îți calculez de la ultima menstruație. Și asta poate vine. Să fie cu 1 săptămână, 2. Mi-a zis că se pune, deci, da. Cu 2 săptămâni peste. 2 săptămâni peste, deci este 1 lună jumătate și nu 2. Așa se calculează, ei și-au o marjă. Pentru că nu o să știe asta nimeni nu am exact înțeles nici până eu. În momentul în care va crește copilul și știe, va ști exact după ce măsoară și se fac toate lucrurile 3D și așa mai departe. Și atunci o să știe exact la ce vârstă este copilul în funcție de măsurători. Iar aceasta este o marjă pe care doctorul și-o ia, că el nu poate să calculeze exact, dacă ea nu știe exact momentul. Pentru că eu, de exemplu, am știut exact ziua și atunci am calculat exact, dar nicio femeie nu poate să știe adică nu toate știu lucrul acesta, deci este această marjă, Alexandra, înțeles? Da. La